Bun găsit la audiența la primar, sunt Ciprian Jaș. În această seară discutăm din nou despre proiectele începute de Primăria Galați. Proiectele noi care sunt la final, altele sunt la început de drum. Toate acestea le aflăm de la primarul municipiului Galați, domnul Ionuț Puchianu. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Mi-ați rămas dator de, sau mă rog, ați rămas dator galățienilor de data trecută cu câteva proiecte, câteva amănunte legate de lucrările care se desfășoară în Galați și o să le luăm. În prima fază vă las pe dumneavoastră să începeți cu ce credeți că e mai, că vă avantajează cumva, după care am eu întrebările care poate fi... E vorba de avantajat sau nu, ci pur și simplu... Care vă plac mai mult, ca să spun. Sunt lucrări în desfășurare în momentul de față. O parte din ele cel mai probabil să se finalizeze chiar până de Paști. Mă refer aici la intrarea dinspre Tecuș, DN2B, acolo unde doar pe o bucățică mai e de așternut ultimul strat de uzură și ulterior să fie translatate sau montate parapeții de tip New Jersey, cum sunt ei cunoscuți. Acele care separă cele două sensuri de mers. În rest, zic eu că e finalizată, urmează trasajul pentru, sau marcajul pentru cele două benzi și trei benzi pe panta de urcare. De ce ați ales varianta de separator de sens? Ori sunt din beton, în primul rând, pentru a împiedica întoarcerea la stânga, acolo unde există o benzinărie, mai există un han, vreo două, trei magazinașe. Erau accidente destul de dese, iar la sugestia poliției rutiere urmează să montăm acești parapeți. Ce zicem noi, dincolo de estetica lor, vor duce și la diminuarea, dacă cumva eliminarea în totalitate a pericolului de producere a accidentelor, pentru că degeaba explici șoferului, doamne, n-ai voie să treci linia de... Oricum o trece, da. Dacă are nevoie... Așa va fi nevoit, urcă până în vârful pantei, va întoarce în giratoriu și va coborui o chestie de 100-200 de metri. Spre Brăila, că acolo aveți asumit. Exact. Repet, am vorbit cu băieții de la rutier, spune, domnule, aveam multe accidente. Săptămâna aveam accidente și destul de urâte. Practic, se circula cu viteză. Da. Și mai întorcea unul, cum spuneți dumneavoastră, exact. Hai să o iau pe acolo, să iau și că nu mai avem, măcar nu mai avem accidente. E așa viteza este. Care e pentru că drumul e făcut bine, da. E frumos și te îmbie să mai calci pedala, așa. Dar ei stau curat, dar au acum mai variante cu pistolul sau după... Da, bine, deja intrăm cu tot o altă logică a lucrurilor. Aici Poliția Națională, sper din tot sufletul să-și facă datoria și să scoată, cel puțin pentru moment, cei care nu înțeleg regulile de circulație. Nu o facem, dar atunci când ești prins, corect. Nu ne dăm acum, da, doamne, numai alții o facem și noi niciodată. Mai parchezi undeva dacă o să nu încurci. Da. Când ești prins, dacă nu înțelegi regulile, asta e, plătești... Păi, mi se pare normal. Până la urmă se aduc și la accidente. A doua lucrare pentru a le enumera, care cred eu că se va finaliza până de Paști, va fi Basarabii, strada Basarabii, acolo unde, din nou, era vorba doar de ultimul strat de uzură și marcajul rutier. În rest, lucrările, zic eu că sunt gata, mă refer nu la neapărat la o predare efectivă de o închidere de lucrări 100%, ci pur și simplu spre a fi, eu știu, într-o proporție de 95% redată circulației și folosinței, așa cum a fost. Mai merg șoferii și fac să știți că chiar dacă e o porțiune mică, ei intră ușor. O mai inspectez și eu seara după program, lucrările, mă mai duc pe ele pentru a vedea cum mai evoluează lucrările și eu am făcut același lucru, trebuie să recunosc. Am mai dat câte un gar la o parte cât să pot intra, adică m-am înscris în logica cetățenilor Galați. Păi, e normal, deci asta o dați gata până de Paște. Așa ne dorim și așa avem discuțiile. Hai, poate e mult spus, garanțiile constructorilor pe cele două lucrări. Mergem mai departe, parcarea de la, și străpungerea de la LMK. Acolo
lucrările avansează. Cred că undeva spre mijlocul verii vom putea închide și această lucrare. Mergem mai jos, să-i spunem așa, în centrul orașului, acolo unde la fel constructorii dau maxim 3 luni de zile să finalizeze lucrările. Parcul Eminescu, la fel, undeva în iulie ar trebui finalizat, au ajuns la nivelul aleilor. Cam ce era de făcut partea, eu știu, care necesita forță de muncă foarte multă, cam trecut, acum sunt la finisaje. Nu că aici n-ar fi nevoie de grosierul, să-i spunem așa, a trecut, acum sunt la partea de finețuri. Zic eu, un proiect din nou reușit. La nivelul lucrărilor mari, nu știu dacă am ratat ceva, urmează... Parcarea supraetajată care... Iertați-mă, parcarea supraetajată care tinde să iasă din... De fapt a ieșit din pământ și acum urmează să apară parterul. Noi am avut deja mai multe mail-uri la redacție. Oamenii vor să știe ce cu boxele, că le-ați trezit interesul. Acum cei care au avut garaje spun, dom'le, putem noi să beneficiem, adică să închiriem repede boxele alea? Mari, putem să punem ele de toate? Cu siguranță sunt destul de încăpătoare. Încă nu am, n-avem tarife stabilite pentru așa ceva. E încă prematur ca cineva să-și exprime dorința. Vor fi 3 etaje de parcare, de locuri de parcare. Cred că etajul 2, sper să nu, ori 1, ori etajul 2, e singurul etaj prevăzut cu aceste boxe, pentru că n-am vrut să riscăm de la primul proiect, n-am știut cum vor merge aceste boxe. Corect. Nu puteam sacrifica foarte multe locuri de parcare în detrimentul sau în avantajul boxelor. Corect, poate nu voiau toți, da. Exact. Și atunci am spus că un singur etaj a fost gândit sau proiectat cu boxe. Da. Cei ce vor opta pentru un loc de parcare, vor avea posibilitatea de a opta și pentru o boxă. Boxă, zicem noi, nu știu pe de rost în momentul de față proiectul, dar oricum are 5-6 metri pătrați tot are, zic eu, încăpătoare, adică cât să... Încape și butoiul cu murătărea. Dacă asta vor avea de... Noi tot, știți, în accepțiunea generală, doamne, ce faci, doamne, ținei borcanul cu murături? Da, unii au loc poate în casă, alții poate sunt mai comozi și de fiecare dată atunci când au pofte se pot duce până la market să achiziționeze cantitatea necesară. Sunt unii mai tradiționaliști care, într-adevăr, au rămas cu acele obiceiuri ale noastre în care undeva toamna te îngrijești de a-ți pune conservăraia pentru iarnă. Acum să arătăm cu degetul către unii, ia uite, domnule, pe ăla și-a pus murături. Bune, e opțiunea omului. Eu am văzut că au fost tabere așa de cu siguranță opinii. De asta și spun, într-adevăr, nu sunt de acord cu a menține garajele strict ca și zona de depozitare. Corect. Și tu să ocupi o altă, un alt loc de parcare. Corect. Lângă garaj, adică sau ești într-o parcare. În garaj, până la urmă ți-ai tras mașina. E problema ta, da. Dacă rămâne loc pe lângă mașină de a-ți depozita și altceva, ce pui acolo este absolut opțiunea fiecăruia. Normal, da. Da? În același timp, mi se pare cumva exagerat să arăți cu degetul, ia uite, domnule, ăla și-a pus murături. Da, e opțiunea omului dacă vrea să se îngrijească în casă, să-și pună... Da, garajele au fost folosite într-adevăr cu alte destinații. Asta adică așa este, da. Muraturi, că asta e supună de glumă. Și au mai făcut unii un mic service sau un atelier de tâmplărie, până la urmă, domnule, a luat aici, garaj, într-adevăr, nu merge. Nu, da, suntem de acord cu genul ăsta de practică. Nici nu putem duce tot în derizoriu sau să arătăm cu duce și hotelul pe ăla și-a pus murături. E opțiunea omului, deci a pus murături, plătește pentru boxa respectivă, da. Te afectează cu ceva că omul are, nu știu, cauciucurile sau gogonelele în boxa lui? Treaba lui. Da, nu e problema ta. Când deranjează pe cineva... Despre asta este vorba. Cred că am devenit total intoleranți, în genere. Ne-am făcut noi mai răi, oare așa că... Ori suntem într-o extremă, ori suntem în cealaltă. De prea multă vreme poporul ăsta nu prea își găsește echilibru.
Ei, poate și am fost întotdeauna, dar mai accentuat. Acum aflăm mai ușor unii de alții. A, corect. Mai sunt unii care nu au ce face, mai intră pe... Și-au luat toți calculatoare, pe rețele de socializare. Așa uite, este. Vecinul cum descarcă nu știu ce. Lasă-l, domnule, descarce. Dacă nu face nimic ilicit. Bun, cum e cu parcul de la Spicu? Pentru că am văzut reacții ale cetățenilor. Unii spun, domnule, bine cum se face, dacă ar face, nu știu, mă rog să dea... Eu aș vrea să lămurim un aspect înainte de toate. Acum, vedeți dumneavoastră, cei născuți mai devreme au o formă de a fi închistat sau de a-și dori ca lucrurile, sau atunci când lucrurile se schimbă, să fie scoși din cotidian și, eu știu... Îi sunt obișnuit cu imaginea de atunci. Exact. Da. Reperele dumnealor s-au schimbat. Eu știam zona asta de 50 de ani. A venit ăsta tânăr să-mi schimbă. Era un copac aici care nu știu flori făcea. De copaci nu ne-am atins. De absolut niciunul. Copacii rămân aceiași. Sunt două aspecte. E opinia mea și a celor din echipă și evident a proiectantului și arhitectului care a gândit zona. Am plecat de la ideea că orice oraș în centrul lui are o piațetă. Duceți-vă așa, haideți să aruncăm cu piatra către Brașov, acolo unde n-ai nici măcar un copac. Păi. Este doar piatră. Dar pentru că asta înseamnă piațetă. Corect. Haideți să ne uităm la Cluj, unde centru este o piațetă fără vegetație. Haideți să ne uităm la Sibiu, acolo unde se întâmplă același lucru. Lucrurile se mai modifică puțin pe la Oradea, acolo unde mai există câte un copăcel, câte un petec de iarbă. Ce am făcut gândirea pe care o am avut-o pentru centrul orașului este aceea de a diminua într-o oarecare măsură pseudo, dacă eu nu pot să-l numesc spațiu verde ce era acolo, era orice mai puțin spațiu verde, și de a-i da o utilitate pentru zonele de plimbare, de staționare, de pur și simplu de poposire și de a petrece puțin timp liber într-un ambient care sunt aproape sigur că va fi pe placul și va îmbia în asta, pentru că acele mobile sau, ca să-l citez pe un domn, arată ca niște colive în momentul de față, îi pot pune la dispoziție câteva randări, la fel și tuturor celor din presă care caută, ca să mă exprim așa, senzaționalul. Ia uite, domnule, e scandal, hai să mai punem și noi puțin paie pe foc. Locul va arăta foarte bine. Revenind la ceea ce a însemnat spațiu verde acolo, iertați-mă, dar era niște pământ împrejmuit de un gard viu care depășea un metru, un metru jumătate. Respectivul spațiu verde nu era accesibil cetățeanului, era lipsit, erau doar acele cărărui înguste, sărea oricine din boscheți pe românește, nu știe cine și de unde te-a lovit. Da? Acum lucrurile vor fi mult mai deschise, mult mai frumoase. La fel au comentat, înțeleg, acum sunt comentarii, bai prea gri granitul. Granitul e gri, așa e așa culoarea lui. Să fie mai, am văzut, domnule, să fie mai colorat. Să mă ierte Dumnezeu, granit colorat, nu prea am văzut, am văzut de orice altă piatră. Să niște vopsea de ouă și să vopsească granit, poate merge. În fine, evident că n-ai să apuci niciodată să mulțumești pe nimeni. Am convingerea că... ceea ce facem, facem bine pentru că marea majoritate apreciază. Dincolo, se creează uneori falsa impresie pe Facebook, pentru că de obicei și știți la fel de bine cei care lucrează în presă, cei care apreciază tac din gură, cei care sunt împotrivă, surprinzător, sunt exact aceiași oameni pe care îi vezi la absolut toate postările. Dar n-au ce face până la urmă să plictisești. Absolut nimic nu le convine. Să mă ierte Dumnezeu. Sper. Aș fi curios. Încă o dată, n-am pretenția că ceea ce facem noi este perfect. N-am pretenția că este cel mai frumos și că nu s-a mai văzut nicăieri pe planetă. În schimb, aș fi extrem de serios și uite, fac o invitație celor care sunt de părere că, din punct de vedere al arhitecturii, e de o proastă calitate, aș fi dispus să văd cam cum și-au amenajat pe acasă, doar pentru a avea un termen de comparație. Da,
Da, domnule, într-adevăr, ai făcut un stilul neo-românesc, n-am mai văzut până acum, jos pălăria, mă plec în fața dumneavoastră și a părerii. Ca așa să-ți dai cu părerea, mai ales într-o perioadă în care se lucrează. Ieri am văzut că am fost acuzat, că am dat de vreo două ori exemplul ăsta pe centrul orașului, e ca și cum zugravul te-ar invita după ce aras pereții să te trebuie dacă îți place. Sau să apari la momentul respectiv și să începi să-l critici ce faci, domnule, în casă. Corect. Da? Mai lăsați-le, domnule, cu zugravii dumneavoastră. Bun, ok, bun, poate că n-a fost ales cel mai bun exemplu. Deși mie mi se pare că exact același lucru relevă. Ce lucru bun să faci cu un pic de deranj, că n-ai cum. Și curățenia în caz de Paște, că mai sunt unii care dau cu var obligatoriu în fiecare an de Paște, că n-ai ras un pic varul ăla, ți-ai făcut mizerie. Îți place o zi înainte de Paște, că e totul frumos. Ei, așa se întâmplă, e un pic de deranj. Aici mi-aduc aminte de zona de la ultimul leu, rondoul ăla, că ați făcut chiar o invitație publică tuturor grăților. Dom'le, veni și dați idei, cum vreți să fie. Așa, să punem un pătrat, să punem, da. Cea mai bună idee, să mă ierte Dumnezeu, au fost doar două. Unul, prima, sper să nu jignesc din nou autorul, nu știu numele, arăta efectiv alan. Lanuri și aici erau castraveciuri, cornișuri de și care, toate. Da. Al lui Oscar Wilde. Și a doua variantă era parcă și a doua cu variantă cu o pasarelă, dar datorită pasarelei era, cred că jumătate din Kaufland de peste stradă ar trebui să dispară. Plus că sunt cablurile troleiului, ce mai... Bun, adică intra, dar n-ai ce să faci pasarele, ce să faci de aspectele acestea au fost două idei pe care la care n-am putut achiesa, n-am fost singur, nu eu am decis. A fost o comisie, inclusiv cu reprezentanți din partea Uniunii Arhitecților din România. Deci, prin urmare, oameni, zic eu, cu... Păi nu au venit cu nicio idee. Era un juriu. Bun, dar efectiv, n-am avut ce să alegem din cele două. Urmează, apropo de concurs de idei, să scoatem, primăria va scoate două concursuri de idei. Primul concurs care va însemna realul Văii Țiglinei, aici, da, în apropierea dumneavoastră, cu tot cu Parcul Coposu, cu Baza Siderurgistu, cu Valea Țiglinei sau Râpa, pentru cei care stau mai aproape și o cunosc ca și atare, cu stadionul Dunărea 2, Dunărea, nu, mare. Dunărea Mare și cu Păduricea, așa cum dar este. Dar că deja cunoscută. La Păduricea deja merg bicicliști, au mai făcut curaj. Așa este, ei am ajutat. Și chiar în Râpă am observat câțiva bicicliști și au făcut niște alei. De anul trecut un traseu în Râpă, am avut anul trecut chiar și un concurs de mountain bike în zona respectivă. Eu cred că Galațiu are nevoie de o a doua grădină publică. Acum, pentru că am copil mic, mai ies cu el la plimbare, văd că grădina publică este neîncăpătoare. Corect, așa este. Prin urmare, în mijlocul orașului, zic eu că nimic nu ar fi mai frumos decât să apară un parc extraordinar de mare. Vom vedea ce va fi un concurs de data aceasta cu premii. Să vedem, vom coopta din nou arhitecții și facultatea Ion Mincu, o vom coopta alături de noi sau cel puțin asta ne propunem. Al doilea proiect va fi pentru un proiect integrat pe faleză, atât superioară cât și inferioară. Ce aici ați avea? Slavă cerului, avem și idei, știm tot ce ne-am dori, ne mai trebuie cineva care să le pună armonios, să le armonizeze într-un areal bine delimitat. Proiectele astea, vă dați seama că doar în al doilea mandat vor putea fi realizate, pentru că la nivelul banilor pe care îi avem în momentul de față, banii sunt întinși pe toate lucrările și pe tot ce ne propunem în momentul de față. Am mai avea chiar nevoie de ceva pentru a putea fi sigur că le putem duce la bun sfârșit. Spuneați mai devreme de stadionul Dunăre. Eu am văzut că aveți niște lucrări acum la stadion. Lucrările acestea sunt pentru... Venim cumva în întâmpinarea Forței ZU, cei care au anunțat deja că vor organiza la Galați anul acesta, hai să spunem, concertul fenomen la nivelul României. Da, se anunță. Sperăm noi, vizăm undeva spre 100.000 de participanți. Vom vedea
cum va ieși... La stadion ce faceți? Eu am văzut să sunt niște lucrări. Ați scos băncile alea sau... Da, sunt niște măsuri mai mult de punere în siguranță decât de înfrumusețare. Au fost scoase elementele de fier ale defunctelor bănci, tocmai pentru ca lumea să nu se rănească. Și scaunele care erau ușor de smos. Și au fost lărgite gurile de acces și de intrare și de ieșire, tocmai pentru o defluire sau un acces mult mai facil pentru acest eveniment. Sunt singurele lucrări majore, să-i spunem așa, ce le-a suferit stadionul. A, și în afară de asta vreau să-l mai supuneți unei practic modernizări până la urmă. Mie mi-ar plăcea ca într-un viitor, eu am în cap un proiect frumos, n-aș putea să-l translatez în bani, dar oricum e scump. Minim 30-35 de milioane de euro pentru toată, dar transformată în ceva cu care sau despre care să se vorbească nu doar în România. Da, eu lucrez până când o să-l aveți gata, măcar de prezentat. O să mai pun două întrebări, că mai avem foarte puțin din emisiune. Vreau să spuneți ce faceți cu plaja Dunărea. Am văzut că v-ați concentrat un pic pe... Da, am alocat, o să vedem mâine dacă va și trece bugetul. Noi sperăm să n-avem probleme în sensul acesta. Plaja ne-am asumat-o din punct de vedere al costurilor, aproximativ 5 milioane de euro, pentru că da, am văzut că atunci când am încercat varianta cu privat, cu câte un terț, n-a fost de succes. Vom încerca să o ducem noi la bun sfârșit. Eu sunt sigur că de data asta vom și reuși. Și rămâne la primărie. Rămâne la primărie, în administrarea primăriei. Cel mai probabil undeva de la jumătatea lunii viitoare sau după a doua jumătate a lunii viitoare, cred că veți vedea și primele mișcări, terminându-se perioada de proiectare pentru această investiție. O altă lucrare la care țin eu este refacerea sau modernizarea străzii Brăilei, care va începe și ea, cred că undeva din luna mai, cel mai probabil, în două etape, una care se întinde pe anul acesta, una a doua jumătate, să-i spunem așa, din întinderea de la Păpădie sau? Până la Păpădie anul acesta și de la Păpădie în jos la anul. Și aici un proiect care se ridică la aproximativ 5 milioane de euro în totalitate, însemnând aici spații verzi, însemnând trotoare, însemnând cale de rulare efectiv pentru mașini, refacerea întru totul. Și pe o parte și pe alta, cel puțin pe sectoarele neacoperite de trotuar, pentru că micro 19 am făcut trotuarele, da, nu vom mai interveni acolo, mai sunt mici bucăți de trotuar refăcute pe centrul orașului și în zona Stirexului, cum este cunoscută zona, și atunci n-are rost dacă tot am refăcut acum 2 ani de zile și arată decent spre bine, nu mai are rost să intervenim. Interioarele de cartier am intrat deja, suntem în momentul de față pe 3 sau 4 străduțe, sper să mi le aduc aminte, se lucrează în momentul de față în zona fostei școli 8, actualmente Colegiul Cuza, da, da. Acolo unde au apărut locuri de parcare pe locul fostelor garaje, baterii de garaje. Vom continua de acolo pe strada Arad până sus, s-a început frezarea din capul Pantei înspre Mărului în partea asta. Suntem de ieri pe strada Iasomiei și de săptămâna trecută pe Slănic, o stradă unde cred că de când a fost ea făcută, de acum multă vreme, nu s-a intervenit niciodată. Am stat de vorbă cu cetățenii pe acolo, toată lumea, nu cred, domnule, că credeți, acum în 2 săptămâni de zile, eu vă spun că vom fi cu utilajele acolo, lucru care s-a și întâmplat. Anul acesta avem în proiect refacerea în totalitate trotuar și stradă a aproximativ 34 de străzi. Poate pentru unii pare puțin, poate că e mult, sunt aproximativ 50 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că depășesc 10 milioane de euro, 11 milioane de euro alocate pentru refacerea străzilor.
Vom continua același program și în anii viitori și, evident, vom dubla acolo unde e vorba de stradă și de infrastructură, de fonduri europene. Dacă îmi permiteți, astăzi în premier am semnat finanțarea, cea mai mare finanțare, cel puțin în mandatul meu, nu știu dacă or mai fi fost înaintea mandatului finanțări atât de mari, 20 de milioane de euro pentru siderurgiștilor și 1 decembrie. O investiție care deja e finalizată la nivelul procedurilor de achiziție. Avem câștigătorul, adică constructorul care să înceapă. Vor urma 3 luni de proiectare și imediat după vom vedea pe sectoare intrate utilajele. Aici vorbim de refacere trotuar, apariția de piste de bicicletă neexistând, refacerea actualelor alveole, iluminatul public, stradă și, evident, linie de tramvai și, nu în ultimul rând, inclusiv acolo unde se va impune, unde punctual ne-au cerut cei de la Apă Canal, se va interveni inclusiv în subsol pentru a nu apărea ulterior probleme după ce facem strada. Un proiect de 20 de milioane de euro, urmează un proiect de aceeași valoare, tot 20 de milioane de euro, însemnând aici Traian Vuia, Eric Coandă și Coșbuc, toată linia, cum șerguiește linia de tramvai și asta va intra tot pe fonduri europene. Preconizăm noi să semnăm finanțarea cam în 2 luni de zile din momentul de față. Mai sunt mici probleme în minister, așteptăm să vedem când vor... Când se vor finaliza? Am înțeles. Am văzut, e ultima întrebare. Ca de obicei, de Paște aveți grijă, spuneți, și de persoanele defavorizate, cei care nu au venituri și sunt... Așa este. Și le veți oferi prin cantina de ajutor, am înțeles, da? Și prin cantina de ajutor social și tichetele atât de vacanță cât și tichetele de masă au fost emise. Avem un număr relativ limitat de pachete din diferite sponsorizări ce vor ajunge la persoanele acestea. Încercăm în limita posibilităților să aducem un strop de bucurie în inimile și în familiile unor oameni care soarta, să-i spunem, că nu i-a favorizat atât. Eu așteptam întrebările alea, mi-a spus să număr, nu știu dacă... Aia era cu Spicu, cu parcul de la Spicu, dar nu mai avem timp, că mi-a zis de multe, dar lăsați că după Paște o să veniți și le pregătim mai bine. Un mesaj, dacă aveți, pentru gălățeni, pentru că se apropie Paștele și... Evident că îmi doresc fiecăruia dintre dumnealor să aibă sărbători fericite alături de familie, pentru că alături de Crăciun, Paștele e dincolo de importanța religioasă a sărbătorii. Pentru mine, cel puțin, e zilele în care stau cu familia, familia se întregește, se reunește. Deci, prin urmare, le doresc clipe minunate alături de familie și de prieteni, cu mese îmbelșugate, dar cu o alimentație totuși corectă și fără excese care să ducă la alte neplăceri. Să aibă, pentru că vorbim de câteva zile, aproape o săptămână liberă, să aibă un răgaz de a gândi asupra ceea ce e de făcut pe viitor, cu ce putem ajuta orașul acesta, ce își propun dumnealor și, evident, împreună cu forțe proaspete, sper eu, după o săptămână de repaus, să mișcăm lucrurile din loc și mai mult decât am făcut-o până. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu mare drag. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați.